Noul director al clubului sportiv Târgoviște are ambiții mari pentru perioada următoare, dorindu-și un număr de medalii egal cu cel din 2009. Cornea a vorbit și despre relația sa cu fostul șef al CSE-ului, Laureci Popescu. Oficialul dâmbovițean afirmă că, din punctul său de vedere, relațiile rămân la fel de bune ca și până acum. În urmă cu aproape o lună ne declarați că nu intenționat să veniți la conducerea clubului sportiv Târgoviște. O întrebare pe care am vrut să vi-o adresez neapărat. Până la urmă, care au fost factorii care v-au determinat să reveniți asupra deciziei inițiale? Într-adevăr, într-unul din interviuri, nu știu dacă cu dumneavoastră sau în interviurile de la Columna, că au fost și acolo unul sau două interviuri, eu am spus că depinde de cine va face propunerea și în ce scop. Chiar așa m-am exprimat. Sigur că sunt niște oameni care, față de care eu trebuie să răspund afirmativ și a trebuit să preiau conducerea clubului. Sigur că deocamdată sunt interimar și o să fie un concurs care nu știu când. Ce să vă spun mai mult, că va dura 3 săptămâni, 3 luni, un an, nu știu cât va fi această perioadă, până când o să fie concursul pentru definitivarea directorului.